Sistemul de valorificare în agricultură trebuie regândit. Nu o spunem numai noi și nu gândim numai noi așa, ci și un fermier cunoscut din Târgu Frumos, domnul Gheorghe Cosma, care are în portofoliul dumnealui rezultate deosebite. Are și câteva puncte de vedere foarte, foarte pertinente legate de felul în care ar trebui să existe și să funcționeze agricultura în România. Să-l urmărim. Ce producții spuneați că veți avea la final când trageți linii? Am avut producții între 10 și 14 tone. Eu în fermă sper să mă închid cu, știu, 11 tone, porumb 12, n-avem de unde să știm, până nu bagi combina în lan. Acum mă întrebați cum arată un an foarte bun. Un an foarte bun arată ca 2019, dar vedeți că nici asta nu ne-a lăsat fără surprize. Am încercat acum în lan să tăiem cu secera niște plante de porumb și în loc să tai tulpina, să smulge din pământ. Ce ne spune lucrul ăsta? Că plantele n-au fost înrădăcinate. De ce n-au fost înrădăcinate? Pentru că aportul de apă a fost suficient și planta probabil are și el o doză de lene ca și omul și n-a mai muncit să ducă în jos. S-a mulțumit cu ce a avut deasupra. Și la o pauză de precipitații, lucrul ăsta își spune cuvântul. Sectorul agricol este unul condiționat de aspecte independente de voința fermierului. Vorbim de vremea care poate fi capricioasă. Dar mai există o altă componentă la fel de importantă, este cea a valorificării. Ce veți face dumneavoastră cu producția? Aici e altă problemă. Personal, noi în firmă avem capacități de depozitare, dar ai nevoie și de bani. Nu poți să depozitezi până când prețul va satisface nevoile vis-a-vis, știu, martie-aprilie. Trebuie să mai vinzi ceva ca să poți relua ciclul de la capăt. Soi am depozitat-o, nu am ofertă mai mare de 1,10 lei, este bătaie de joc. La Floarea Soarelui și aici am depozitat, prețul este tot pe acolo. La porumb am prins niște contracte pe vreo 3.000 de tone și începem să livrăm dacă starea de recoltat va permite. Oricum, vom desface în primăvară când vor mai crește prețurile. Acum n-ai depozitare, ești copilul ploii, nu faci față. Dar ce anume condiționează scăderea sau creșterea prețurilor pe piața agricolă? N-am să înțeleg. Din 2008 prețurile sunt în continuu scădere. Dacă în 2008 vindeam porumb din câmp cu 0,63-0,65 cu umiditate impusă până în 17, acum umiditatea impusă este 14-14,5, iar prețul este sub 60 de bani. Deci mergem cu prețurile în jos, în cădere, în timp ce totul s-a scumpit din 2008 încoace, în ultimii 10-12 ani. Nu ai un element din agricultură care să nu fie scumpit. Inputuri, utilaje, salarii, chiar ne întrebăm. Trebuie neapărat crescute salarii și la noi, că nu mai avem forță de muncă, nu ai forță de muncă calificată, să-i ții pe ăștia care ai. Trebuie să ajungi la 1.000 și ceva de euro în scurt timp. Nu găsești să localizezi diferența asta de bani care s-o acorzi angajatului, salariatului cu care lucrezi pământul. Eforturile sunt destul de mari. Dotare trebuie să faci, salarii trebuie să crești, dar prețurile sunt în continuă scădere. Nu știu, este un paradox care nu știu ce urmărește. Dacă aș fi dușmanos, aș zice că se continuă intenția de distrugere a țării. Atâta mai rămas pământul și probabil vor să le aspeste. Și atunci, în acest context nefavorabil agricultorilor, ce șanse au aceștia? Ce este de făcut? Șansa ar trebui să vină, cred că tot de sus, să vedem ce se poate face pentru ca producătorii români să-și poată desface producția. Faci orice în România, produci orice. Cui dai? Dacă ăștia s-au instalat cu rețea de desfacere a produselor lor proprii, nemțești, franțuzești, de unde sunt ei aici în țară, eu unii să-mi desfac producția. Știți cum să intră într-un market, într-un supermarket, să vinzi ceva? Câte taxe și câte condiții și ce termeni de plată sunt? Nu știu, trebuie făcut, cred că, ceva unitar, văzut, studiat. Aduci tineri în țară. La ce aduci dacă
n-ai desfacere la munca lor, la ceea ce ei pot să produc. Au apărut câțiva fermieri întorși din Spania, întorși din Italia. Dacă făceau căpșuni acolo, încercau să facă căpșuni aici, dacă făceau, eu știu ce făceau acolo, să produc și aici, nicio problemă, totul face ca la carte, până la vânzare. Când ești la vânzare, ești singuri. În viziunea dumneavoastră, cum ar arăta acest sistem de valorificare și eficient? Dacă s-ar începe în țara românească să se producă, să producem mâncare noi și să o vindem pe piață, aveam și noi desfaceri la materia primă, cerealele noastre. Așa suntem nevoiți să le vindem traderilor care, dacă au chef să ia de la Marea Neagră, de pe România, marfa o ia de la Marea Neagră România, dacă nu o ia de la Marea Neagră Rusia sau Ucraina, sau pe alți bani de la francezi. Eu am discutat în primăvară cu un francez, eram supărat că nu pot veni porumbul. Fusese 0,65 în martie porumbul, se dusese sub 0,6. La o discuție îl întreb, tu acum cu cât vinzi porumbul? A calculat, mi-a spus, în banii tăi, 0,88. Păi de la 0,88 la 0,60-65 cât aveam eu, îmi lipsesc exact banii ei care trebuie să îi dau salarii, modernizare, știu ce mai trebuie. Să mă respect și eu ca om. Ne preocupă și ne ia tot timpul activitatea asta agricolă. N-ai timp să-ți mai vezi și de altele. Noroc că mai stăm bine cu sănătate, că dacă mai fi probleme. Și asta e oful. Ne trebuie un surplus de venit pentru a face față creșterilor de salarii. Și fără producții, ca să avem desfaceri de cereale în țară, nu văd o ieșire. Domnul Cosma, vă întrebam cum vedeți dumneavoastră un sistem de valorificare eficient? Un sistem gândit de un fermier? Ar însemna fiecare fermier să aibă spațiu de depozitare, fiecare fermier să aibă un contract de desfacere, cu o afluire, să ai consumatorul alături de tine, dar consumatorii sunt foarte puțini și ei se aprovizionează în momente favorabile lor, adică din câmp, de la cei care n-au depozitare și fortuiți să dea pe 2 bani produsele. Ar trebui să ne organizăm, nu suntem organizați. Toți vorbim de cooperative, auzim de cooperative, ne învârtim în jurul lor, dar nu intrăm, nu începem să ne organizăm. Noi ne-am constituit în asociația asta cultivatorilor de cereale, pe Iași, cu domnul Bălteanu în frunte. Căutăm să mai luăm colegi, căutăm să mărim asociația cu tendință de a forma o cooperativă. Sunt lăsători, nu au încredere. Unii gândesc că dacă faceți voi acolo, ce mai trebuie să mai fac și eu ceva. Până când nu ne unim, până când nu... Probabil încă nu ne-am lovit unii trebuie ca să ne apucăm de treabă. Fără unitate, fără organizare, fără a trage toți la o căruță, nu cred că avem scăpare. Numai organizându-ne și cei de sus, nu știu, politica, statul, să vină cu niște pârghii să ne coaguleze.